Mulți preferă să se bronzeze la solar pentru că este mai simplu și mai rapid. Un lucru însă este cert. Bronzul care se obține la solar crește riscul de a dezvolta melanom, cea mai agresivă formă de cancer de piele. Din comoditate, din lipsă de timp sau poate și din lipsă de bani, multe femei aleg să se bronzeze la lampă, chiar dacă informații despre cât e de nocivă este procedura există peste tot. Ce-i drept, bronzul de după e unul uniform, strălucitor, ciocolatiu, numai bun de întors priviri, însă expunerea repetată la solar are urmări grave. Un studiu restrâns realizat de International Agency for Research of Cancer pe 63 de femei diagnosticate cu melanom înainte de a fi împlinit vârsta de 30 de ani, a constatat că 61 dintre ele au folosit solare de tip pat de bronzare, în cazul în care vă gândiți că poate este mai sigur să vă pregătiți pielea pentru expunerea la soare, cu ajutorul câtorva ședințe de mers la solar, trebuie să luați în considerare că orice bronz provoacă de fapt o distrugere la nivelul ADN-ului, deci nu poate fi de ajutor. Dacă ținem cont de intensitatea radiațiilor emise de către solar, 20 de minute de expunere într-un pat de bronzare pot fi echivalente cu 2 ore petrecute pe plajă, sub soarele fierbinte de amiază, fără protecție solară. E greu de spus cât de mult soare ai nevoie exact pentru a obține suficientă vitamina D, deoarece e diferit pentru toată lumea. Depinde de mai mulți factori, cum ar fi unde locuiești, culoarea și sensibilitatea pielii și perioada anului. Dar, înainte să-ți întinzi șezlongul, nu supraestima cât de mult soare ai nevoie. Dacă stai pe afară vara cu pielea expusă la soare pentru perioade scurte, ar trebui să fie suficient pentru majoritatea oamenilor. Nu uita, razele UV ale soarelui sunt foarte periculoase. Dacă nu acorzi atenție, risc să te arzi, să îmbătrânești pielea prematur și să faci cancer de piele. Dacă pielea ta începe să se înroșească sau să se ardă, ai stat prea mult la soare. E important să iei măsuri de precauție pentru a te asigura că acest lucru nu se întâmplă. Ține minte că nu trebuie să fie cald afară pentru ca soarele să-ți ardă pielea. Acordă atenție indiciilor UV online pentru a-ți face o idee despre zilele în care să iei măsuri de precauție suplimentare. Relatează dcnews.ro.